Această condică de sugestii și reclamații se găsește în toate unitățile spitalicești, însă conținutul acesteia poate oferi adevărate surprize. Mesajele celor nemulțumiți sunt multe. În mare parte, pacienții spun că au așteptat prea mult până au primit îngrijiri medicale. Cea mai recentă nemulțumire a fost așternută pe foaie în această lună și face referire la personalul medical din cadrul cabinetului de expertiză medicală. Oamenii au sesizat faptul că asistentele vorbesc urât cu pacienții și că sunt lăsați să aștepte ore în șir la ușă, în timp ce asistentele plimbă cafelele de la o ușă la alta. Un alt pacient trage un semnal de alarmă, sesizând mizeria de la toaletele unității spitalicești. Personalul de la expertiză medicală vorbește urât cu pacienții. Doamna secretară plimbă cafelele în timpul programului, în timp ce pacienții sunt lăsați să aștepte ore în șir. Reînnoiți personalul, arată un mesaj lăsat de un pacient. Reclamanții spun că această condică este binevenită în cazul în care nemulțumirile semnalate de ei sunt luate în seamă. E bună că hai deauna cazuri. Au cui să plângă. Foarte bine venit. Foarte bine. Foarte bun că sunt diferite probleme, să-i vezi și să aibă omul ce spune. Dar cum vi se pare această idee? Sugestii bune. Că ar trebui la unele secții să fie mai mulți medici pentru că să stă prea mult la rând, să nu recoadă. Aveți de gând să scrieți acest lucru acolo? Nu. Eu am fost profesor și nu vreau să scriu lucrurile de astea. Să-mi rămână semnătura că am reclamat. Înțelegeți? N-am reclamat pe nimeni și nu vreau să fac rău nimănui. Dar ar fi mai bine dacă ar fi la unele secții care e aglomerat să fie 2 sau 3 medici în sfârșit ca să nu mai stea pacienții la rând ore întregi. Conducerea unității spitalicești afirmă că de cele mai multe ori ține cont de părerile celor care au trecut pragul spitalului și acolo unde sunt într-adevăr probleme, ia atitudine.